Din pricina oamenilor care intră în adunare, care îți destrăbălați, care ajung să predice destrăbălarea, să influențeze pe alții să ajungă și ei destrăbălați. Și știți ce se întâmplă? Tot ce trebuie să facem noi, care suntem copii al lui Dumnezeu născuți din nou, este să tăcem din gură. Frate, Dumnezeu judecă. Da. Cu filozofiile astea și cu teoriile astea, domnule, n-ai dragoste. Imediat voi vă gândiți la disciplinare. N-ai dragoste. Da, domnule, noi ne gândim la imaginea bisericii în lume și la faima lui Dumnezeu în lume. Că aici nu e vorba despre mine și nici despre ăla. Că printr-un caz de acesta au fost locuri și în special la sate în care 20, 30 sau 40 de ani mărturia bisericii n-a putut să fie spălată de un singur caz de curvie tolerat. N-a mai putut să fie spălat. Au fugit tinerii la oraș, au mai rămas câțiva oameni, s-au născut câțiva prunci pe acolo și părinții le-au povestit la prunci și au făcut pocăițe. Și-a făcută praf pentru totdeauna mărturia adunării. Pentru că oamenii au mers cu vorbe de astea. Fraților, să avem dragoste, lucrurile astea trebuie private, trebuie tratate privat, trebuie păstrate în interior, lucrurile acestea, las că Dumnezeu știe, Dumnezeu judecă. Păi ce am fost noi cu camera de filmat acolo, nimeni nu știe exact cum a fost, cât mai multe vorbe, cât mai multe idei și tot felul de gogoși astea. Și mărturia bisericii s-a făcut praf. Și n-au mai recuperat niciodată ce au stricat. Niciodată. Și să vă spun ceva, oamenilor din lume le convine treaba asta. Știți de ce? Că și ei sunt destrăbălați.